În seara aceasta o să dezbatem o temă, o să dezbat o temă cu ajutorul domnului, pe care am intitulat o de ce este necesară mărturisirea păcatelor. Toată luna aceasta vorbim despre mărturisire. Acest subiect și nu numai această practică dispărută aproape, nu vorbim din bisericile istorice, ci vorbim din bisericile evanghelice. În puține biserici americane se mai practică mărturisirea mărturisirea păcatelor Am asistat nu de mult și am cunoscut pe cineva care a încheiat un botez. Nu vă spun la ce biserică, era o biserică americană. Știam felul de viață a respectivului, știam că nu trăiește conform cuvântului, că încă erau păcate de care era legat. Și l-am întrebat: "Dar cum te-au botezat?" Dar de ce mă întrebi? M-a întrebat. Păi zic, dacă veneai la noi la biserică, există un proces. Un proces prin care botezăm oamenii. Și unul din procesele acestea pe care îl cere Biblia este mai întâi pocăința. Că nu poți să te botezi și după aia să te pocăiești. Ci trebuie să înceapă un moment al pocăinței, al regretului, al renunțării la păcat. Și o dorință de a începe o viață nouă, și apoi intri în apa botezului. Că așa scrie în Biblie. Respectivii l-au botezat fără să-l mărturisească, fără să-l întrebe, ci pur și simplu l-au botezat. Am urmărit evoluția acestui om. Și vreau să vă spun cu tristețe că astăzi este mai rău cât era înainte? Pentru că botezul în apă nu schimbă omul, ci ceea ce se întâmplă înainte de botezul în apă schimbă omul. Dar în această seară aș vrea să vorbim despre faptul că, și să vă întreb, Biserica Maranata mai crede că e necesară mărturisirea păcatelor sau nu mai crede? Că dacă nu mai credem, n-are rost să mai predicăm despre ea. Adică are, că tot vreau să predicăm. Și dacă cineva de aici crede că nu e importantă mărturisirea păcatelor, sper, după acest mesaj, să fie convins că este imperios necesar să ne mărturisim păcatul. Păcatul este o povară insuportabilă. De fapt, la noi, la creștini, nici n-ar mai trebui să vorbim de păcat. Pentru că apostolul când vorbește despre frați, despre surori, vorbește la superlativ și spune că noi, de fapt, ne-am despărțit de lumea aia veche, de lumea aia păcatului și acum n-ar mai trebui nici să fie pomenite între noi anumite păcate. Dar, din nefericire, sau mai strecurat păcate între noi și încă se strecoară. Există poate chiar creștini care s-au botezat în apă, poate chiar botezați cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, care totuși au căzut, au mai păcătuit. Și pentru care totuși încă există îndurare. Există îndurare pentru că Dumnezeu îți dă timp și îmi dă timp să mă pocăiesc până în ultima clipă a vieții. Dacă știm noi când e ultima clipa vieții, putem să așteptăm până atunci. Dar cum nu știm care e ultima clipa vieții, bine este să ne pocăim acum. Doamne ajută-ne! Mă rog Domnului ca să profităm de acest timp de har pe care Domnul ne-l dă în aceste vremuri, ca să ne pocăim. Să nu ne pocăim datorită condițiilor sociale, datorită constrângerilor religioase datorită neajunsurilor financiare sau datorită unei boli, ci să ne pocăim de dragul Lui Dumnezeu, de dragul jertfei Lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și cum spunea unul dintre teologi, Matthew Henry este numele lui, spunea că o tonă de predică nu poate să ducă un păcătos în împărăția lui Dumnezeu. Dar un gram de har poate duce mii de păcătoși în cer. Câtă vreme mai avem acest gram de har, Dumnezeu ni-l dă și mie și dumneavoastră. Și nu ni-l dă ca să ne îmbogățim mai mult, ci ca să ne pocăim mai tare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Psalmul 32 este un psalm pe care l-a scris David. Este un psalm care l-a scris în urma iertării pe care a primit-o de la Dumnezeu. Vorbește aici de povara insuportabilă a păcatului vorbește de efectele nocive ale păcatului. Vorbește de felul cum se simțea el personal atunci când trăia sub domnia și sub dominația păcatului. Și spunea el, descriindu-și starea deplorabilă, mi se usca vlaga, știi ce înseamnă vlagă? Puterea din tine. Fiecare dintre noi avem o putere în trupul nostru, și când îmbătrânim, puterile acestea ne părăsesc. Și nu mai vezi că nu mai poți să mergi cum mergeai altădată, drept și repede, ci mergi mai încet. Și uneori te împiedici și ești gata să cazi. Că nu mai vezi cum vedeai altădată, că vedeai bine și acum îți trebuie ochelari și se schimbă dioptriile mai des că nu mai lucri așa de rapid, că mâinile nu le mai poți controla așa de repede cum le controlai când aveai puterea asta la tinereții și când rapid mișcai mâinile. Și acum mâinile încep să tremure. Omul acesta David a simțit asta nu datorită vârstei, ci dintr-o dată în viața lui a apărut un imbalans în trupul lui, când vlaga, când puterea, a început să-i seducă și încă era tânăr. Când avea de toate și parcă îi lipseau toate, avea poziție socială, avea bani, era împărat și parcă nu le-ar fi avut toate acestea, era mereu trist. Și un om care a fost consumat să vadă cauza nefericirii și neîmplinirii, chiar dacă le avea pe toate. Și aș vrea să vedem, spune el, atunci ți-am mărturisit păcatul. Deci păcatul era cauza. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat. Nu iartă Dumnezeu până nu mă mărturisesc? Conform acestui verset, Dumnezeu până nu zici iartă-mă, nu iartă. Până când nu este provocată iertarea lui Dumnezeu, ea nu se declanșează. Până nu vii la crucea lui Hristos, până nu-ți recunoști păcatul, până nu plângi acolo, nu se declanșează iertarea lui Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu este bun, este îndurător, este un Dumnezeu iertător, este un Dumnezeu care iartă. Dacă nu zici iartă-mă, Dumnezeu nu te iartă. Pot să treacă ani și ani și zeci de ani și sute de ani dacă ai trăi. Păcatul nu iartă Dumnezeu în scurgerea anilor și a vremurilor. Pentru iertarea lui Dumnezeu e necesară o clipă. O clipă când păcătosul să zică că am păcătuit. Îmi pare rău, te rog, iartă-mă și Dumnezeu, lui Dumnezeu pentru iertare îi trebuie o clipă. Te iert. Cât timp a avut nevoie tâlharul de pe cruce, care stătea atârnat lângă Domnul și care l-a observat pe Domnul în toate mișcările lui, care l-a auzit pe Domnul în toate cuvintele pe care le-a rostit. Doar o clipă. O clipă când și-a mărturisit păcatul, crucificat fiind, spunând colegului său, care era restignit dincolo de crucea Domnului, pentru noi este drept să murim. Dar neprihănitul acesta dintre noi, ce rău a făcut? Ce rău a făcut neprihănitul acesta? Doamne, s-a îndreptat el către Domnul. Noi am făcut, eu vorbesc despre mine, am făcut toate păcatele. Merit să mor pe cruce. Tu n-ai făcut nimic ca să meriți condamnarea. Pentru mine, Doamne, ești mai mult decât un om obișnuit, mai, mai mult decât un om moral. Știți de unde trag concluzia? Cauziți ce spune El lui Iisus. Când vei veni în împărăția ta, adă-ți aminte și de mine. Ce era Isus pentru tălhar, Mai mult decât un crucificat, mai mult decât un profet, mai mult decât un părat. Era Dumnezeu. Știa că va reveni în slavă. Știa că va veni o zi când îl va vedea din nou. Și astfel, în acea clipă, Domnul l-a iertat. De ce este necesară mărturisirea păcatelor? Mă întreb oare mai sunt aici frați și surori care încă nu s-au mărturisit și trăiesc în păcat? Încă mai trăiești în păcat și nu te-ai mărturisit? Vreau să spun, dragul meu, într-o zi, păcatul tău te va ajunge. Și ține minte ce spun în seara asta, păcatul nu are milă. Păcatul nu are frați și surori, păcatul nu are părinți, păcatul nu are copii, păcatul nu are familie, păcatul nu are Dumnezeu, păcatul nu are nimic sfânt, este hidos, este distrugător, face ravagii. Păcatul te deformează, te malformează, păcatul face tânărul de 20 de ani să arate ca unul de 40 sau de 60 de ani. Păcatul mutilează, păcatul rupe relații relații între frați, relații între copii și părinți, relații între oameni și Dumnezeu. Păcatul este distrugător, periculos. Oricine se joacă cu păcatul va suporta consecințele lui și nimeni nu-l poate scăpa din ghearele păcatului dacă nu vine la Hristos. O lume întreagă zace în păcat. Toată lumea, a spus Domnul Isus, zace în cel rău, adică în satan, în diavolul. Nimic din lumea asta nu zace în Dumnezeu. Absolut tot ce există în lumea asta zace în cel rău. De aceea striga Apostolul Ioan cu putere, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci oricine iubește lumea, dragostea lui Dumnezeu nu e în el. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac, Doamne ajută-ne la aceasta. Și una din voia lui Dumnezeu, din voile lui Dumnezeu, este mărturisirea păcatelor. De ce este necesar să mărturisesc păcatul? Nu pot eu să trăiesc fără ca să spun ce păcat am comis sau în ce păcate mă scald chiar acum. De ce este nevoie să-l mărturisesc? Și aș vrea să desprindem câteva lucruri din Psalmul 32 pe care David le-a scris. Le, -a le -a scris aici. Le-a simțit el personal, știți? E mai bine să înveți de pe pielea altuia decât să înveți de pe pielea ta. Spunea cineva că înțeleptul învață de pe pielea altuia. Cel mai puțin înțelept nici măcar de pe pielea lui nu învață. Haideți să ne uităm puțin și să vedem ce s-a întâmplat atunci când David și-a mărturisit păcatul. Primul efect, vă rog să-l notați, al mărturisirii păcatelor este că atunci când ne mărturisim păcatele, vom deveni fericiți. Ne mărturisim păcatele pentru ca să fim fericiți. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. De ce nu zice David ferice de cel ce ajunge împărat? Ferice de cel ce ajunge în poziții sociale înalte. Ferice de cel ce e bogat. Ferice de cel ce are bani și case. Ferice de cel ce are mașini. Ferice de cel ce a ajuns în America. Ferice de cel ce face ceva în viața asta. Adevărata fericire nu constă nici în bani, nici în avuții. Adevărata fericire nu constă nici măcar în schimbarea țării, a edni, a, în schimbarea, ă, știu eu, a locului în care ai fi. A cetățeniei. A numelui. Găsim în Biblie, Matei 19, 16 la 26, când un tânăr bogat vine la Domnul Iisus și îi spune următorul lucru. Bunule învățător, sunt un tânăr bogat. Încerc să parafrazez, nu spun exact cum spune în Scriptură, nu adaug și nici nu scot nimic. Sunt un om, un tânăr bogat. Doamne, și cu toată bogăția asta care o am, simt că îmi lipsește ceva. spune te rog, ce ar trebui să fac ca să fiu mântuit. Și Domnul se uită la el și îi spune, știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă uh, și așa mai. Doamne, zice el, toate acestea le-am păzit cu strictețe, adică știi ce înseamnă cu strictețe? Cu o atenție deosebită. Am fost atât de atent să nu cumva să încalc una. Toate acestea le-am păzit cu strictețe, din tinerețea mea, din frageda mea copilărie. Și cu toate acestea, Doamne, nu simt că am o siguranță a mântuirii nu simt că ești fericit. Îți mai lipsește un lucru. Du-te, vin de tot ce ai. Dă la săraci. Și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Este singura persoană care a plecat, a plecat trist din fața Domnului Isus Hristos. Pentru că bogăția niciodată nu-ți aduce fericirea. Citeam zilele trecute că i s-a pus întrebarea unui miliardar de aici din America. Domnule, sunteți fericit? Răspunsul lui, cum aș putea să fiu fericit când dorm cu două pistoale sub perina din dormitorul meu? Când viața mea este mereu în primejdie, când sunt mereu alertat, când sunt într-o tensiune atât de puternică că mi frică să mai fac investiții, nu știu cum va merge economia. Investițiile mele sunt colosale, am coșmare că voi pierde tot. Cum aș putea să fiu fericit? Fericirea nu constă în toți banii pe care îi avem. Proverbe 23, 4 la 5 spune Solomon nu te chinui să te îmbogățești. Sunt oameni care se chinuie să se îmbogățească. Două, trei geaburi, nu mai vin la biserică. Și duminica lucrează dacă pot. Orice, dar să meargă la lucru și duminica. Nu mai avem timp de cor, de rugăciune, de fanfară, de a cânta înaintea lui Dumnezeu, de a sluji Domnului. Pentru că e un timp de a, făcut, de a face bani, cum am auzit pe cineva. Acum, frate, e timp de a face bani. Ce slogan necreștin. Ce îndemn firesc. Nu te chinui să te îmbogățești, zice Solomon. Pentru că bogăția își face repede aripi și zboară când te-ai gândit tu că ești cel mai fericit că o ai, pleacă de lângă tine. 1 Timotei 6, 9 la 10 scrie Apostolul Pavel lui Timotei că toți cei ce se doresc să se îmbogățească din potrivă se străpung cu o mulțime de chinuri. Adică nu există fericire în bogăție. Oricât ai strânge, oricât ai aduna, Oricât ai aduce, știu eu, cât venit ai avea, nu există fericire. Știți ce am crezut? Când eram în România, asta am experimentat -o și eu pe propria piele. Am avut momente când nu aveam bani, fiind tânăr, chiar student, nu aveam, nu aveam bani să ne cumpărăm pâine. Fiind și în București, uneori, nici măcar acasă, chiar și după ce m-am căsătorit, momentele chiar de început nu sunt ușoare. Și mai ales în România. Au fost momente când n-am avut bani să cumpărăm pâine. Bine, că nu au fost luni, a fost doar chestie de câteva zile. Și am zis, dacă o să ajung în, a în America și o să, o să avem un salariu de 2000 pe lună, o să fim tare fericiți. Și am ajuns în America. Și în America am ajuns să facem 2000 pe lună. Și am constatat că suntem tare nefericiți. Și am zis, măcar dacă aș face 5000 pe lună, cu 5000 ne-am descurcat și am fi tare fericiți. Și am ajuns că am făcut 5000 pe lună. Și tot nefericiți. Nu vă mai spun până unde am urcat, dar vă spun că din cauza banilor nu sunt niciodată fericit. Săracii sunt nefericiți că n-au bani. Bogații sunt nefericiți chiar dacă au bani. Pentru că, repet, adevărata fericire nu constă în bogății, nu constă în poziție socială, nu constă în ce nume îți faci, ci spune David aici și cred că dumneavoastră credeți ce spune Biblia. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, lăuda să fie Dumnezeu. Dragul meu, dacă în seara asta nu ai păcatul iertat, fără de legea acoperită sau fără de legea iertată, păcatul acoperit de sângele lui Isus. Asta e cauza nefericirii. Poți să-ți iei 10 geaburi, poți să ai 10 case cu 10 bătrâni fiecare casă. Poți să ai un business în cât ai vrea să fie de înfloritor. Dacă nu ai iertate păcatele, dacă n-ai venit la jertfa lui Hristos, Ești mereu un om nefericit Poți să fii sărac Lipit pământului Și să crezi că ești neprihănit dacă ești sărac Nu asta e o condiție a neprihănirii Și să te gândești Și să te uiți cu jind Sau cu ciudă la cei ce au Tot nefericit Dar răspund spun, sărac fiind Dacă vii cu păcatul tău La crucea lui Hristos Și ceri iertare Dumnezeu oferă iertare Vei fi cel mai fericit Eram în România împreună cu tinerii, cu câțiva tineri, și nu aveam multe lucruri în România, cum au tinerii de aici. Și rău facem că le dăm de toate. Rău facem, o să vedeți mai târziu. Părinții nu ne-au dat de toate. Nici n-au vrut, bine că nu e aici tata, pot să vă spun și probabil v-am mai spus, nici n-au vrut să-mi cumpere o bicicletă. A trebuit cineva să-mi dea un cadru, altcineva mi-a dat am cumpărat eu stițele alea și m-am chinuit eu să le pun acolo să fac două roți, am găsit două cauciucuri unde le-am găsit și le-am legat cu o pleasnă de zbici, știți ce vorbesc, și în sfârșit am fost fericit că am avut o bicicletă. Dar cu tinerii aceștia mergeam la rugăciuni, nu mergeam la filme, nu mergeam la cinema, mergeam la rugăciuni, ne adunam și ne rugam înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că bucuriile și fericirile care le-am avut atunci cu rabla aia de bicicletă, nu le am astăzi cu toate mașinile și cu tot ce avem. Și nici dumneavoastră nu le aveți. Că s-ar vedea pe fața fiecăruia și în viața fiecăruia. Se cobora Duhul Domnului și eram așa de fericiți. Pentru că acolo unde se coboară Dumnezeu, acolo unde se acoperă păcate, să șterg fără de legi, este fericire. În această seară vreau, nu eu, ci Duhul Sfânt să te convingă. Problema tristeții din viața ta, a păsării din viața ta nu-i faptul că n-ai. Nu te mai ruga, dăm geaburi, dăm bani, dăm geaburi. Nu te mai ruga, dăm case. Știi ce te rogi? Și să mă rog, Doamne, dă-ne iertare. Un al doilea lucru, de ce trebuie și este necesară mărturisirea păcatelor? Pentru a fi eliberați. Vreau să vă spun că personal, teologic vorbind, un creștin care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt nu mai poate să fie posedat de alte duhuri. Și ce vă spun, cred 100%. Cu o condiție. Dacă acel creștin rămâne credincios lângă Dumnezeu. Dacă el cade și se duce, scrie apostolul că starea lui ajunge și chiar Domnul Isus o spune mai rea decât cea din tâi. Dar în condiții normale, un creștin care stă lângă Domnul, un creștin care slujește pe Domnul, dacă stă lângă Domnul, nu poate să fie posedat de duhuri străine. Există însă, uitați ce spune David, în momentul când intrăm în sfera aia păcatului, în momentul când pășim în sfera păcatului, dar oare, știți, problema nu se mai pune, cum îl întrebam pe un tânăr zilele acestea, măi, spuneți-mi, în generația noastră toate erau păcat, dar în generația voastră nu i mai nimic păcat. Numește-mi tu din generația ta un păcat. Că să mergi la movie nu-i mai păcat, să fumezi nu-i păcat, să iei droguri nu-i păcat, că te simți bine, să bei nu-i mai păcat. Să... Deci noi toate, toate, toate le justificăm. Nu-i mai păcat în, ce... în generația noastră, toate astea erau păcate. Poate că de aia nici nu se mai fac mărturisiri în biserici astăzi și stăm departe de mărturisiri că ne-am îngrozit de ce am auzit. Poate unii nici n-ar mai veni la biserică dacă ar trebui să se mărturisească când pășim într-un domeniu al păcatului, noi ne expunem unor duhuri. Unor duhuri care nu vin de la Dumnezeu și care ne influențează într-un mod puternic. Există duhuri. Există duhul curviei. Osia 5 cu 4. Vă rog, notați-le și citiți-le acasă. Există un duh de adormire. Isaia 29 cu 10. Există un duh de minciună, 2 Cronici 18, 19 la 21. Există duhuri de ghicire, fapte 16 cu 16. Există duhuri de frică, 2 Timotei 1 cu 7. Există duhuri de ură, 1 Samuel, Saul și David. Dar peste toate aceste duhuri mai există un singur duh care vine de la Dumnezeu. Este Duhul Sfânt. Și se numește sfânt pentru că este sfânt și el vrea să locuiască în oameni sfinți. În momentul când eu decid să pășesc în, într-un domeniu al păcatului, mă îndepărtez de Duhul Sfânt și atunci sunt pradă influențelor acestor Duhuri, care nu neapărat mă posedă, dar mă influențează. Mă împing spre păcat. Mă împing tot mai mult departe de Dumnezeu și, depărtându-mă de Dumnezeu, s-ar putea într-o zi să ajung în posesiunea lor. Dumnezeu să ne păzească. Amin. În momentul când mă, mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, eu de fapt nu-l fac altceva decât demasc aceste duhuri care sunt niște influențe împotriva mea și spun Domnului, mă lupt cu aceste duhuri. Și atunci Domnul trimite putere din cer care îmi dă biruință să biruiesc aceste duhuri și să fiu eliberat, lăudat să fie Dumnezeu. Putere de eliberare. În al treilea rând este necesară mărturisirea păcatelor pentru a înlătura efectele păcatului. Efectele păcatului sunt nocive. Auziți ce spunea? Primul efect al păcatului pe care îl vede David aici este boala. Și de obicei nu-i boala fizică cât boala psihică. Câtă vreme am tăcut. Unul din efectele păcatului este că te închizi în tine însuți, nici nu mai ai chef să vorbești. Te izolezi, Vrei să fii doar cu oamenii care trăiesc în același păcat cu tine? Te izolezi de ceilalți? Te simți inconfortabil când ceilalți care nu trăiesc în același păcat ți-ar spune nu este bine mediul în care ești? Ar trebui să te depărtezi. Câte vreme am tăcut, tăcem, nu mai vorbim nici cu Dumnezeu. Nu mai putem să ne rugăm, nu mai putem să cântăm, nu mai avem chef de rugăciune, nu mai avem cuvinte în rugăciune, suntem seci în rugăciunile noastre pentru că păcatul te muțește. Păcatul te face să nu mai vorbești cu Dumnezeu și să nu mai poți vorbi nici cu alții, să le spui problema, frământarea care o ai, ci să taci și să zaci în tine până când te consumă, te stoarce capul la mâie și apoi te aruncă în infern. Efectele păcatului sunt dureroase. Apare și boala, mi se usca vlaga, mă lăsau puterile, mi se topeau oasele, nu mai aveam putere în oasele mele. Dar nu întotdeauna păcatul, a, boala este efectul păcatului. Și spun lucrul acesta pentru că sunt poate frați sau surori bolnave. Nu întotdeauna boala este efectul păcatului. Poți să fii bolnav de bătrânețe, e normal. Timpul trece, organismul funcționând într-una, spune Eclesiastul că la un moment dat te lasă cei tari care macină, dinții, cele care umblă, picioarele. Este un efect normal. Ioan 9, 2 și 3, când Domnul Iisus se duce și găsește un bolnav acolo și îl vede, îl văd ucenicii, Doamne, zice, cine-o păcătuit? Omul ăsta sau părinții lui? Și omul acesta nu este decât un efect al păcatului părinților lui. Cine a păcătuit? Și Domnul Isus răspunde, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Ci s-a născut așa, ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Uneori o boală, poți să o ai ca să se arate în ea slava lui Dumnezeu într-o zi. Dar de obicei, păcatul nu aduce binecuvântări, ci nenorociri, boli, pedepse, Ne mărturisim înaintea Domnului pentru ca să restabilim o relație cu Dumnezeu. În momentul când păcătuim, am terminat-o cu relația, relația cu Dumnezeu. Auziți ce spune David? Câte vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea. Ce înseamnă asta? O presiune. Cineva care apasă, nu te mai simți bine și când apasă Dumnezeu, e grav. N-aș vrea să simți vreodată mâna lui Dumnezeu apăsând peste tine sau în casa ta sau asupra unui copil de-al tău sau asupra unui drag de-al tău sau chiar asupra unei națiuni. Când apasă Dumnezeu e grav. Cu toată împărăția care o avea David cu toată armura militară, cu toată coroana pe care o purta, cu tot tronul și cu toți banii, mâna Domnului apăsa asupra Lui. Dacă Dumnezeu este supărat pe America, și într-o zi mâna lui va apăsa peste America. Vom simți și noi, românii. Bine ar fi să ne rugăm pentru America. Unii vorbesc, din, am auzit dintre frații noștri români, cu atâta uh, bucurie și plăcere, mă, Dumnezeu va pedepsi America asta. Dar tu unde trăiești? Noi unde trăim? E adevărat că e păcat și nu numai în America. Păcat este peste tot să ne rugăm pentru America, Dumnezeu să aibă milă de America. Nu mă bucur când mâna Domnului apasă peste unul din biserică, peste cineva care trece printr-un necaz, și poate că el trece din cauza unui păcat pe care nu l-a mărturisit sau a păcatelor în care trăiește. Mă rog pentru el, vreau să fac tot ce pot ca să fie salvat. Și mâna Domnului să nu mai apese peste el. Când mâna Domnului apasă, apar boli, fapte 13 cu 11, când omului Dumnezeu îi spune acelui om care se împotriva lucrării lui Dumnezeu. Iată că mâna Domnului este împotriva ta. Atunci când Pavel și Barnaba predica Evanghelia lui Sergius Paulus, acest dregător roman, și când unul bar au zis ce spune Biblia despre asta, sau Elima, vrăjitorul, zice că e proroc mincinos și vrăjitor. Deci poate să existe proroc mincinos și prorocul mincinos e echivalent cu vrăjitorul. Vrăjitorul poate să-ți spune exact ca un proroc, numai că e mincinos. Și omul acesta le stătea împotrivă. Și strâmba căile Domnului. Și la un moment dat, Pavel zice, grozav, mai strâmb tu căile Domnului. Îi spune acolo niște cuvinte uh, destul de tari. Mâna Domnului scrie, spune Pavel, va fi împotriva ta. Iată că nu vei mai vedea soarele până la o vreme, adică vei fi orb. Și a și fost pe loc. Și Sergius Paulus, când a văzut minunea lui Dumnezeu, însoțită prin uh, predicarea Evangheliei, însoțită cu minuni, s-a și pocăit, S-a și întors la Dumnezeu. Dragul meu, ce bine este atunci când mâna Domnului nu apasă asupra noastră, ci e cu noi. Ce bine este când mâna Domnului vine să te susțină, să te ridice. Ce bine este să simți mâna Domnului când îți șterge lacrimile, când îți ia poverile. Ce bine este să intri în odăiță și să poți să stai de vorbă cu Domnul și să simți mâna Lui care te mângâie și care îți ridică apăsarea. Ce bine e. Și ce grav și dureros e când mâna Lui apasă când tu ești într-o stare de rebeliune față de Dumnezeu, când ai o relație stricată cu Dumnezeu, lumea aceasta zace în cel rău pentru că are o relație stricată cu Dumnezeu. Așa în această seară să întoarcem mâna lui Dumnezeu. Tu poți să întorci mâna lui Dumnezeu. Dacă te apasă, poți să întorci să fie o mână de binecuvântare care te ridică. Asta a făcut David. A întors mâna Domnului. Și știți cum a întors-o? mi am mărturisit Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și în momentul când Domnul n-a mai apăsat, când mâna lui care apăsa a devenit o mână care mă ridică, am început să simt chiar bucuria, am început să simt chiar prosperitatea, am început să simt totul și le spun tuturor de pe, din toate timpurile, orice om, auziți, dintr-un om păcătos cum era, a devenit un om evlavios. Să se roage ție. Un alt lucru este necesară mărturisirea pentru a stabili un nou început. Nu există un nou început decât cu Dumnezeu. Oamenii fug de ei înșiși și ajung la concluzia că oriunde se duc, se întâlnesc cu ei înșiși. Am în America că am că un fi mai bun și poate nu suntem, suntem la fel sau poate chiar mai răi. Adevăratul nou început nu începe când schimb țara, când schimb continentul, ci când îți schimb viața. Un nou început, un început cu Dumnezeu. Tu ai iertat vina păcatului meu. Era un om păcătos înainte. Și apoi în versetul 6: Și orice om e Vlavios, trecerea de la omul păcătos la omul e Vlavios o face Dumnezeu atunci când omul se mărturisește. Tu, dintr-un păcătos, poți să devii un evlavios, un om sfânt, un om curățit de sângele Domnului. Dacă în seara asta, în rugăciunea care o vom face, ai puterea să te mărturisești înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să mă mărturisesc, vreau să mă schimb, Doamne, vreau să fiu mai activ în lucrarea Ta, vreau să fiu mai cu pasiune pentru Evanghelie, pentru lucrarea din locul acesta sau lucrarea de oriunde mai trimite Tu. Vreau să fiu altfel. Mă mărturisesc în final pentru a avea parte de binecuvântările Domnului. Oamenii care trăiesc sub păcat, stau departe de binecuvântările lui Dumnezeu. Spune profetul Hagai, prorocin națiunii lui Israel, orbi sunteți, surzi sunteți, spunea el, nu vedeți că munciți și simbria, salarul vostru, ca și cum l-a spune într-un sac spart, că nu vă ajunge, că tot munciți și n-aveți, că tot strângeți și nu puteți aduna. Hagai 1, 5 la 6, citiți dumneavoastră acasă. Oare de ce? Pentru că nu era binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea. Binecuvântarea Domnului, spune în Proverbe 10 cu 22, îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă acel ulei puțin și acea făină puțină, în vremuri de foamete, să le pui în recipiente, să le pui în vase și să nu se mai termine, tu să tot pui și să nu se gate. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Poți să strângi și poți să strâng, poți să adun cu eforturi proprii și cu forțe proprii oricât. Dar dacă rămânem sub domnia păcatului, vom pierde tot și ne vom pierde și pe noi. În seara aceasta, Aș vrea să plece acasă un om fericit. Aș vrea Biserica Maranata să fie o biserică fericită. Aș vrea familiile noastre să fie familii fericite. Haideți să facem o rugăciune de mărturisire. Chiar vă rog să ne ridicăm. O rugăciune de mărturisire, dacă n-am făcut-o. să -i cerem Domnului iertare. O iertare, dar o mărturisire adevărată. Ca să obținem iertarea lui Dumnezeu, cea sfântă. Și bucuria și fericirea Lui să vină peste noi. În mod inexplicabil va coborâ această fericire. Te vei duce mergând acasă, mergând pe drum acasă, vei fi plin de bucurie și nu vei ști de ce. Vei căuta motive și vei zice, dar de ce sunt fericit? Pentru că Dumnezeu aduce fericirea în urma mărturisirii. Haideți împreună să facem această rugăciune.